Care sunt adevăratele interese ascunse, doamnelor și domnilor, la ceea ce se întâmplă în momentul de față cu România? Der Standard. V-am spus, dăm informații care sunt investigate și de presa internațională, pentru că scandalul acesta nu mai este unul care vizează doar România. Există jurnaliști independenți în mai multe țări care în clipa aceasta scot lucrurile la iveală și îi salutăm pe toți. Der Standard spune așa, OMV ar fi renunțat la gazele din Marea Neagră să nu supere Rusia. Citez, Rusia în calitate de furnizor de gaze de lungă durată al Austriei nu ar trebui să fie iritată, motiv pentru care OMV ar fi renunțat la gazul din exploatarea Neptun Deep și nu mai urmărește proiectul cu graba necesară. Partea austriacă, evident, neagă acest lucru. Publicația arată că reproșul care îi se face acum OMV este că, pentru a nu supăra Rusia, și-a redus în mod deliberat interesul pentru proiectul de exploatare a zăcământului din Marea Neagră. După vetoul la Schengen, presa din România a speculat că atitudinea ezitantă a austriecilor ar putea avea legătură cu relațiile strânse dintre OMV și Gazprom sau Lukoil. Aceasta, din urmă, nu este activă doar în domeniul petrolului, ci are și activități în domeniul gazelor. Este listată la bursa de la Londra și, spre deosebire de Gazprom sau Rosneft, nu este o companie de stat. Reamintim că fostul director general al Lukoil a murit la începutul lunii septembrie în urma unei presupuse căderi de la fereastra unui spital din Moscova. Bun, în momentul în care auzim o astfel de știre, haideți să vedem ce spune un fost șef al OMV-ului, doamnelor și domnilor. Această dezvăluire este o dezvăluire a Oanei Zamfir. Fostul șef al OMV vorbește despre relația secretă între Austria și Moscova. Și de aici încep dezvăluiri crâncene. Fostul șef al OMV, Gerhard Reuss, îi atacă dur pe oamenii care îl înțeleg pe Putin. În această țară, Austria și OMV au fost conduse în mod deliberat de un grup de persoane spre o dependență față de Rusia, a spus el. Acești oameni și-au pus propriile interese financiare mai presus de orice morală, a declarat el pentru publicația austriacă Profil. Marea dependență de gazul rusesc, așa cum se întâmplă în prezent, nu trebuia să fie. Eram de asemenea pe o cale promițătoare. În 2012 am înregistrat cea mai mare descoperire de gaze din istoria OMV în Marea Neagră, în largul României, a dat ca exemplu proiectul Neptun. Presupunerea mea a fost că în viitor cu Neptun vom putea livra în jur de 3 miliarde de metri cubi de gaz anual în Austria. Acest lucru ar fi acoperit aproximativ o treime din cererea anuală, calculează Reuss. Dar lucrurile au stat altfel, potrivit acestuia, fostul șef al OMV Reuss. Grupul OMV trebuia să servească drept un fel de stimulator cardiac. S-a făcut mult lobby, spune Reuss. Eram pe un drum promițător. În 2012 am înregistrat cea mai mare descoperire de gaze din istoria OMV în Marea Neagră, în largul României. Așa numitul zăcământ de gaze Neptun. Era un proiect 50-50 cu Exxon la acea vreme și nu a trecut niciodată de stadiul de dezvoltare după ce am plecat. Exxon a ieșit ulterior, proiectul nu a fost încă realizat. Să fim clari, OMV are o rezervă mare de gaze neutilizate în Marea Neagră. Da. Câmpul de gaze este atât de mare încât nu numai România ar putea fi alimentată cu el. Presupunerea mea a fost că vom putea livra în viitor aproximativ 3 miliarde de metri cubi de gaz către Austria cu Neptun. Aceasta ar fi acoperit aproximativ o treime din necesarul anual. Desigur, nu chiar de la început. Dezvoltarea ar fi durat aproximativ 5 ani. Un al doilea furnizor important ar trebui să fie Norvegia. În 2013 am cheltuit aproximativ 3 miliarde de euro pentru a investi în zăcămintele de petrol și gaze existente și viitoare din Norvegia. Dar după plecarea mea în 2015, investiția norvegiană a fost denunțată public. Deodată s-a spus, costurile acolo sunt mult prea mari, mergem acum în Rusia, acolo e mai ieftin. Apropo, nimeni nu a vorbit despre marjele mari din Norvegia. Astăzi OMV are probabil al doilea cel mai mare profit înainte de impozitare din afacerile sale de petrol și gaze din Norvegia. Din câte mi-amintesc, succesorul dumneavoastră Rainer Zele a vrut să vândă părți din afacerea norvegiană către Gazprom imediat după preluarea mandatului. Din fericire, guvernul norvegian a împiedicat asta. Din păcate, la acea vreme, a vândut un mare proiect de dezvoltare a gazelor în Marea Nordului unei terțe părți. Astăzi, exploatațiile de zăcăminte de gaze norvegiene ale OMV produc împreună aproape 3 miliarde de metri cubi pe an. Dar, spre surprinderea mea, nimic din toate acestea nu ne revine. Acesta este vândut în afara Austriei. Rușii știau că m-am opus
opus extinderii în continuare a Nord Stream. M-a interesat doar legătura Austriei la rezervele de gaze OMV din Marea Neagră. În mai 2015 am văzut o fotografie în ziarul German Welt, care arată o rundă majoră de negocieri privind Nord Stream 2. Pe lângă oamenii de la Gazprom, în fotografie erau și manageri OMV. Nu știam nimic despre asta și l-am sunat pe noul președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV, Peter Oswald. Am vrut să știu dacă știe ceva despre negocierile OMV pe Nord Stream 2. Mi s-a spus să stau în afara subiectului. Directorul general al OMV ar trebui să rămână în afara activității de zi cu zi la instrucțiunile președintelui Consiliului de Supraveghere? Da, nu mai aveam dreptul să iau decizii împotriva succesorului desemnat, Rainer Zele. Pur și simplu am fost exclus din octombrie 2014 până când am plecat efectiv pe 30 iunie 2015. Au fost de asemenea construite și răspândite acuzații complet nefondate, toate acestea dispărând ulterior în aer. De ce? Evident, am ieșit în calea unora. Nu fusesem dispus să dau curs anumitor solicitări făcute de anumiți reprezentanțe acționarilor și lobiști. În acest interviu sunt atât de multe lucruri incredibil de tari. Ce spune fostul șef OMV? Cea mai mare rezervă de gaze din istoria OMV este în Marea Neagră. Încercând să explice cam cât de mare este, da, această cifră de 3 miliarde de metri cub de gaze și explică că ar putea să fie România să trăiască fericită cu această resursă și nu doar România. În momentul în care auzi că în Marea Neagră, noi am prezentat săptămâna trecută, domnul Iulian Iancu dă o cifră chiar mai mare. Însă în interviu, ceea ce, pe lângă alte lucruri, ceea ce spune că a primit talpă de la rușii, interesele de acolo și așa mai departe, dar ceea ce este incredibil în acest interviu este în momentul în care vorbește cu ce entuziasm și cu ce uluire vorbește despre această bogăție din Marea Neagră, care este una dintre cele mai mari resurse de gaz în momentul de față din Europa, care este aici la noi și care este neexploatată și despre care aflam, Oana, îmi cer scuze, vom vorbi și cu ceilalți invitați, dar să începem dezvăluirile despre care aflam că la întâlnirile pe care au fost înainte de aderarea la Schengen au fost aduse în discuție, noi înțelegând că partea economică, așa ne-a spus austrianul, chestiunile economice sunt separate și chestiunile de securitate sunt separate. Dar pare că de fapt nu sunt separate, Oana. Nici poveste, având în vedere că această companie este singura care nu a răspuns la întrebarea ziariștilor români în legătură cu presiunile pe care le-ar fi exercitat statul român asupra companiilor austriece, la care a făcut referire cancelarul la întâlnirea cu europarlamentarii români. Toate celelalte au răspuns, nu, nu au existat presiuni, mai puțin aceasta. Și atunci să vedem care au fost presiunile, să iasă în clar să spună că au fost, că invers, statul român, nu că ei au făcut, ducându-se și la premier și la președinte, să ceară ce? Favoruri. Să nu li se aplice, de exemplu, o lege votată în Parlamentul României, legea offshore. Ce să nu li se aplice? Respectiv, dreptul de preemțiune a statului român pentru 40% din cantitatea aia care a rămas. De la 70 statul român, 30% investitorii, am rămas cu 40% statul român, invers, 60% investitorii. Mihai, jocul acesta pentru gazul din Marea Neagră este cu dublu tăiși. Fostul șef al OMV-ului vorbește despre interesele Moscovei. De ce? Ca să rămânem dependenți de gazul rusesc, așa cum se vede acum în plin conflict, da? Cu ce se întâmplă Europei, ce li se întâmplă nemților, noi mai puțin, că noi avem producția noastră de gaz. Cu toate acestea, am fost ani de zile, când făceam anchetele la exces de putere cu 550 de dolari mii de metri cubi, eram singurii care plăteam prețul ăsta uriaș Gazpromului. Singuri. Toate țările din jurul nostru nu plăteau atâta. Dovadă că ale noastre cost de topor au jucat și pe frontul ăsta. Dar erau și mână-mână cu partenerul din această poveste. Partener pe care, iată, fostul director al OMV-ului îl descrie așa, ca fiind o încrengătură între OMV și Moscova. Nu presa, nu cum zic nemții, că presa din România spune asta. Nu, omul lor spune asta. Spune că a fost îndepărtat pentru asta, pentru că s-a trezit cu ei în poză și în interese comune. Mai departe, la noi, cozile noastre de topor au făcut să negociem cu OMV-ul cu spatele la zid, în genunchi, în fundul gol, iertați-mi exprimarea, în toate cele mai rele ipostaze în care am fi putut negocia. De ce? Pentru că aveam o sabie deasupra capului. Sabia asta se numește 2030. Din 2030, potrivit Uniunii Europene, doamna Grappini, gazul devine noul cărbune, domnule Bușoi. Din perspectiva taxării, gazul va fi considerat din ce în ce mai rău, mai poluant, da?
se va merge tot mai mult spre energie verde. În momentul ăsta gazul nu este așa. Dar timpul, din perspectivă economică, este foarte mic. De ce? Ce ne spunea fostul director al OMV-ului în acest material? Că investiția propriu-zisă durează cel puțin 5 ani de zile. Păi să calculăm. O facem mâine? Nu. De-abia au depus la ANRE o scrisorică de intenție. În urma faptului că au fost la Cotroceni și n-au primit ce au dorit și administrația prezidențială a și scris în comunicat că le-a solicitat președintele să spună clar, investiți sau nu investiți în Marea Neagră. Și ei au zis, domnul președinte, vă spunem noi pe la vară dacă. Deci n-au spus, da, ne-am hotărât. Acum, pentru că a izbucnit acest conflict, s-au dus la ANRE cu scrisorica de intenție. Ea nu reprezintă mare lucru, decât așa un pas să zică că l-au făcut. Dar dacă am calculat din 2023 5 ani și ajungem în 2028, în care să înceapă să extragă, păi ne mai rămân 2 ani până când îl suprataxăm. Anii ăștia au fost ani de presiune pentru noi. Și atunci, ajutoarele lor din statul român au făcut ca noi să sucim legea de la 70 statul român la 30 investitori, să o punem invers în favoarea lor și în detrimentul statului român, cum? Înghesuindu-ne, făcând ca situația României să fie una în măsură să cedeze șantajului. Nici o lege nu era bună, nici asta de acum n-a fost bună pentru ei, dovadă că s-au dus și la premier și la președinte. Pentru că au vrut și mai mult. Le-ai dat haina, le-ai dat cămașa, au vrut și lenjeria intimă de pe tine. Pentru că asta, jocul, eu nu pot să condamn compania privată, eu îi condamn pe ai noștri care au permis ca noi să negociem exact, în felul acesta.